suntem în direct pe Obis Moros, suntem la ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia. Astăzi este o ediție specială. Alex a schimbat așa locul. Trebuie să ne mai ducem și magazine, pentru că astăzi seara este o petrecere foarte importantă. Este petrecerea revistei Viva și băieții de la Exatlon, care sunt cu noi aici. Încă doi băieți frumoși în afară de tine vor fi îmbrăcați în seara aceasta de Adina și veți vedea în premieră ce ținute își au ales. Alex, cum este să te îmbraci așa mai, să nu fii așa de serios cum e în emisiunea noastră? Păi nu știu, zic că sunt de serios să îmbrăcat. Da, uitați ce ținută, o invităm pe Adina alături de noi să ne descrie un pic ținuta lui Alex, care este foarte fericit serios, pentru că în această săptămână fratele lui a fost foarte bun la Exatlon, Gabi a fost extraordinar de bun. S-a calificat mai departe play-ul și se poate mult de el. Da, primul. Ne auzim aici sau vorbim mai tare? Ne vorbim mai tare, da. Vorbim mai tare, da. Eu mă bucur pentru că el s-a calificat mai departe în play-off și sunt foarte mândru de el. E foarte bine, lasă că o să vedem. Da, stai puțin. Și Cornelia are o ținută specială pentru astăzi. Da. Astăzi am o ținută, cel puțin până aici, o ținută trezbaia din Abuzatu. Uite că și femeile se pot îmbrăca bărbătește. Am o cămașă foarte frumoasă cu model. Uite, ne pregătim pentru vară și sacoul acesta, să știți, doamnelor, că este bărbătesc, dar cred că arată foarte bine, nu-i da, așa? Da, da. Ești mult mai serioasă, dar în același timp ioaie. Da, nu-i așa? Mie așa mi se pare. Da. O așteptăm. Încă o dată vreau să te întreb. Ne auzim în microfon sau ne auzim? Ne auzim foarte bine și colega noastră, cea bine, care okay, ne ajută foarte mult, Georgiana, bineînțeles. Georgiana este confirmă. Alături de noi, da, și confirmă. Pe cine avem astăzi invitat? Da. Avem un mai războinici alături de noi astăzi. Da? Așa se întâmplă. Și cu faimoșii. O să ne întâlnim mâine și cu faimoșii, să știți că nu este nicio problemă. Nu facem, nu avem partii priuri. Da? Chiar dacă eu sunt o faimoasă și uite, sunt îmbrăcată în culorile astea mai spre roșu, așa, nu? Și da, că albastru. Da. Eu sunt într-un turcoaz. O rugăm pe Adina să vină totuși alături de noi. Adina lucrează la Adina, vino să ne descrii un pic. Vino să ne descrii un pic ținuta. Am să predau telefoanele și vă descriu ținuta. Pentru că trebuie să ne ducem la eveniment. Adina Buzatu, din punctul meu de vedere, cel mai bun stilist din România. Era normal ca la cea mai frumoasă petrecere din acest sezon să fie alături de noi și să-i îmbrace pe băieții aceștia frumoși de la Exatlon în diferit. Iată în evidență. Bună, Adina! Bună, te pup! Mulțumesc mult pentru laude. Acum am înroșit, dar trece. Ținuta lui Alex este o ținută de seară, pentru că voi știți că deși Viva se face într-un loc afară, e un garden party, de fapt, toată lumea vine foarte elegantă anul acesta, ținuta este precious, deci trebuie să fim prețioși și cum să-l îmbrac altfel pe Alex decât prețios, adică un material prețios, este vorba de o țesătură din mătase naturală 100%, știți cum este sacoul, îl scos de pe tine și are așa 200 de grame, nici nu simți, îl simți pe tine, nu simți că ești în dezbrăcat, ceea ce e minunat, gândește-te la un eveniment din ăla, când stai o zi și o noapte, parcă o nuntă, un botez, când dansezi și ai ceva pe tine care nu se simte, e excelent. Papionul, bineînțeles, din mătase naturală, realizat manual, știți că mulți acum copiază papioanele astea umflate, atenție, nu le mai puteți spada prepusute, să văd urât papionul, trebuie să fie, ia uitați-l, să se miște așa, să aibă viață în el, să nu fie perfect ca de motănel. Este o cămașă de ceremonie cu nasturi din onyx lefuiți manual și pantalonul simplu negru, pantofi eleganți. Deci o ținută o aparent simplă, dar atenție, detaliile contează. Manșeta trebuie să iasă, să se vadă frumos. Batista trebuie să fie așezată cum trebuie, papionul cumva maretat, adică și această simplitate, femeile invidiază bărbații, domnule, și-a pus un costum pe el, și-a pus un papion la gât și-a plecat și noi ne machem, ne coafăm, ne chinuim. E, nu-i chiar așa, nici la bărbați nu e ușor, că poate să dea rateu foarte, foarte simplu și să arate și rău. Și s-au schimbat vremurile acum. S-au schimbat vremurile. Bărbați se chinuie mai mult să se aranjeze decât o femeie. Păi nu, șmecheria ar fi să arate excepțional fără să se chinuie. Sau măcar aparent fără să se chinuie. Deci, atenție, ai punctat foarte bine. Nu trebuie să părem de parcă am stat în oglindă mai mult decât doamnele, soțiile, dragilor.
Deci voi trebuie să păreți așa că sunteți tocmai trezit din somn, ați făcut un duș rapid, v-ați îmbrăcat în 2 minute, sunteți sexy din naștere. Așa e. Alex, fă o pirueta, așa să vedem dacă ești sexy din naștere. Mamă, și da? Talentat, nu doar sexy. Talentat, păi doar este, nu e doar bărere, este și dansator și se potrivește. Și dansator? Da. Facem lecții de dans, gata, am găsit cu cine. Uite, și culorile se potrivesc, pentru că el este un războinic și, în special, culoarea albastră nu este un albastru, dar așa aduce așa... Este un verde turcoaz albastru. Da, un verde turcoaz albastru e o culoare turbată, dacă vreți, dar foarte interesantă și care pune în evidență ochii, în cazul lui Alex. La fel ca și personalitatea mea. Da, da, da. Și vine foarte bine cu tenul lui. E important, v-am spus de sute de ori și am să repede încă 1.200.000 de ori, este important să asortăm culoarea cu propria persoană, să ne potrivim culoarea la ten, să arătăm bine, să ne pună în evidență culoarea pe care o purtăm. Degeaba văd o poză cu un bărbat bine îmbrăcat într-o culoare, nu știu, care mie nu mi se potrivește. Uite că și îți spuneam puțin mai devreme că eu am ales o culoare așa mai spre roșu, nu este roșu, dacă eu fiind o faimoasă în emisiunea noastră, am spus că și o femeie se poate îmbrăca lejer în haine masculine, nu-i așa? Așa. Și să arate bine, adică să nu pară bărbătoasă. Deci, trebuie să vă spun, Cornelia a venit în magazin cu un aer casual, relaxat, de muncă, normal, că a venit de la o zi de muncă. Și trebuia pentru acest live și pentru dumneavoastră, din respect pentru voi de altfel, și-a dorit să aibă o ținută mai elegantă. Pac, a durat 2 secunde, o cămașă și un sacou, să vedeți ce înseamnă, cât de ușor poți să schimbi o ținută și să ai un cu totul alt aspect, doar în 2 minute. Povestea aia cu n-am avut timp nu merge, pentru că, uite, există variante. Exact, și eu mă simt foarte bine sagou așa și o să mai încerc acest stil. Pentru că pe mine nu prea mă caracterizează, dar constat că vremurile astea, așa cum spuneam, se schimbă și eu întotdeauna m-am adaptat lor, așa că de ce să nu merg și pe stilul tău? Merg pe mâna ta, întotdeauna am mers pe mâna ta. Îți vine foarte bine stilul masculin, să știi, pentru că ai, ai suficient de multă feminitate încât într-un stil masculin să nu par bărbătoasă. Aici e, de fapt, șmecheria. Să purtăm lucruri masculine, haine masculine, dar cu feminitate. Nu ne dorim să luăm locul bărbaților. Nu ne, le dorim să ne sunăm doar numele. Asta ne dorim, de fapt, nu locul lor. Deci nu vrem să fim niște bărbați în loc de femei, vrem însă să fim feminine, niște haine care ne pun frumos în evidență, iar contrastul. Am avut un eveniment la Târgul Ghidul Miresei în weekend și m-a uimit că toată lumea a spus, le-ai dezbrăcat pe fetele astea? Păi nu le-am dezbrăcat, că erau toate cu cămașă, cu sacouri, cu pantaloni, cum erau mai îmbrăcate decât vreodată pentru o rochie și mai dezbrăcate, nu? Un decolte, un spate gol, niște picioare goale, ele nu arătau nimic și toată lumea a spus, le-ai dezbrăcat. Era vorba de faptul că păreau foarte sexy prin contrastul acesta, feminitatea lor cu masculinitatea hainelor. Foarte interesant mi s-a părut. E adevărat, eu vreau să le spui femeilor, celor care se uită la noi, doamnelor și domnișoarelor, cele care sunt la noi, la care ne uită și ne urmăresc, sunt sigură că sunt niște femei foarte frumoase și foarte sexy și să le vinzi un bon. Cum să fie foarte apetisante în haine bărbătești în dormitor? În primul și în primul rând, feminitatea și senzualitatea stă în noi. Deci, cu siguranță, toate femeile sunt sexy și frumoase dacă se simt așa. E important să aveți încredere în voi. În al doilea rând, sigur că ești mult mai sexy când așa te ridici și îți iei cămașa lui, o sufleci și te plimbi în picioarele goale prin casă, decât să te chinui 5 ore să-ți pui nu știu ce lenjerie de tiul care stă nu știu cum și așa mai departe. Cămașa aceea, întrebați bărbații și vă spun din 100 de bărbați, cum eram întrebat 100 de bărbați, uite, ne întrebăm mare, cum se pare o femeie care se ridică din pace și trage așa cămașa ta pe ea, suflecă mânecile, se duce și îți face micul dejun. Asta e un lucru foarte senzual, așa mi se pare mie, parcă îmbracă așa din atitudinea unui bărbat și parcă mă face mai competitiv să-mi ridic cumva standardul sau... E o chestie senzuală acolo care se întâmplă în momentul ăsta. E adevărat, da? Deci nu e o poveste. Nu. Deci așa. Vezi, bărbații, asta sunt noi să mai întrebăm, da, că l-avem pe Iulian Pâtea. Iulian Pâtea și cu Mihai Berar sunt alături de noi astăzi. Am spus că avem numai războinici. Alex Războinic, băieții
Războinici, colegul meu de la Fan Arena, acum, ca să nu... Bună ziua! Bună seara! Și am dat Biblia Română aici. Cum eu l-ai îmbrăcat pe Mihai? Eu vreau care arată să foarte... întreb. În primul rând vreau să întreb și am să întreb și la mine pe Facebook și pe Instagram, că suntem live și la voi, pe live-ul vostru, pe WowBiz. Aș vrea să-mi spuneți și să-mi spui și tu, Mihai, cum e mai sexy o femeie? Când se ridică din pat și pune o cămașă masculină, așa ta o ia din garderobă și suflecă mânecile în picioarele goale, se duce să-ți facă micul dejun? Sau când e îmbrăcată cu nu știu ce chiuluri, dantele și alte... Păi, la cum ai descris prima situație, mi-e greu să zic că e mai sexy în a doua situație, deci rămân la primul răspuns, la prima situație. Adică în cămașă. Bineînțeles. În cămașa ta, nu? Și așa. În cămașa mea. Cea mai sexy varianta unei femei. E adevărat, Iulian? Nu. Depinde de situația acum, dar în mare parte, da, prefer și stilul sport să fie la fel pe partea asta, un pic masculină, dar purtat cu feminitate. Eu așa văd, mie îmi place. Ați zis, purtat cu feminitate, vorbeam înainte, nu ne-a auzit. Nu ne-a auzit, ați fi putut crede că ne-a auzit, nu ne-a auzit mai devreme, că vorbeam de stilul masculin purtat cu feminitate. Deci, cum i-am îmbrecat astăzi? Pe Iulian, nu, pentru petrecerea din seara aceasta de la Viva. De ce ai ales culoarea asta pentru el și varianta asta? Îi vine foarte bine bordoul la față. Culoarea tenului se potrivește extraordinar. Sunt roșu caracul și atunci e foarte ușor de... Nu e roșu caracul, un băiat foarte frumos și fiți atent, seamănă cu Richard Gere. La început, nu știu dacă ți-am mai zis asta, nu ți-am deci mai spus. Deci e premiera, am aflat și eu. Seamănă cu Richard Gere, serios, în primele lui filme, când era probabil de vârsta lui Iulian sau un pic mai mare decât Iulian. Și era la fel de rebel și în filmele acelea. La fel de rebel și în filmele acelea, dar este, da, dovadă. Dar seamănă foarte bine, incredibil. Erau niște clienți care doreau să intre, dar nu-i vor reveni, bineînțeles. Nu-i deranjăm, dar asta este. L-am îmbrăcat în bordeaux, l-am îmbrăcat cu un sacou de seară, foarte elegant, un dinner jacket cu revers din mătase naturală. Este varianta cea mai elegantă pe care o poate adopta un bărbat. Cravata este din mătase naturală și e realizată manual. Este fină, moale, de foarte bună calitate, așa, nu știu, vezi și cum se face nodul, când face faldul acesta frumos, parcă îți place. Genul acesta de detalii fac diferența între o ținută spectaculoasă și una obișnuită. Că, practic, o cravată e o cravată, dar când vorbești de o cravată bună, arată într-un fel și te uiți așa la un bărbat, zici, mă, nu știu ce avea ăla pe el, dar arăta minunat. E, așa se întâmplă în seara asta, Iulian, ești minunat. Și sunt preparat să las să mă remarc, să atrag un pic atenția cu acel gen se cheamă, așa, stil băiat. Nu vreau să spun. Nu pot să spun nici că sunt singur, nici că sunt. Așa, un pic să vedem dacă... Nu numai Alex știe că am învățat de la el, da? Și această batistă... Batista albă din mătase naturală poate fi pusă pe drept sau poate fi pusă șmecherește. Vă arăt acum. Vă arăt mai multe feluri. Trucurile tale. Da, deci dacă o pui pe drept, poți să o porți și ziua, de exemplu tricou, jeans și deasupra un sac, o suflecate mânecile și pui batista pe drept. Dar seara poți să o pui mai multe feluri. Vă arăt unul dintre ele. Mie îmi place foarte mult stilul acesta, foarte relaxat așa. Nu e nici extrem de elegant, nici foarte casual. Asta e o variantă ușor mai tinerească sau sigur cea clasică întotdeauna va fi potrivită și anume stilul acesta, așa ca un pamponaș. Dar Alex s-ar potrivi ținută aceasta? Îi se potrivește și lui Alex. Ți-am spus, pentru Alex am ales totuși o culoare care să-i pună ochii în evidență. Deci e foarte important și viceversa, dacă aș fi schimbat ținută, având în vedere că vorbim de doi bărbați frumoși, foarte greu să le pui ceva ce le vine rău din punct de vedere cromatic. Dar așa e, voi știți. Este foarte greu, dar într-adevăr alegi întotdeauna culorile care le vin cel mai bine. În cazul lui Mihai, spre exemplu, ați văzut vedem și altă variantă. Bineînțeles, Mihai este și o altă statură și mai era pe alt stil. Da. Și este jandarm, e om serios, Mihai. Da. Trebuie să fie da, zâmbește acum, se poate. Zâmbește, da. Ați văzut și voi, erați martori, când am venit, deja colegii din echipa mea l-au îmbrăcat într-o ținută foarte elegantă și am simțit că nu e stilul lui. Nu se simte foarte bine aici, este o chestie pe care trebuie să o știți. Oricât de elegant ar fi evenimentul, dacă tu nu te simți bine cu papion, cu cravată, închistat, atunci trebuie să găsești o variantă să faci un artificiu. Fiind vorba totuși de un garden party, e adevărat, elegant, precious, atunci folosim un sacou, tot la fel, cu revere de mătase naturală și este acest
bej argintiu, extrem de rafinat și de valoros, așa ca și culoare. Cămașa este Ungria întracit către negru. Nu e negru pur, este Ungria întracit către negru. Și jeans, și i-am pus o pereche de jeans, să nu vă speriați, sunt jeans. Dar i-am și pantofii, da, pantofii sunt dintr-o catifea, din mătase naturală și au tot acest gri închis. Totul este foarte elegant datorită culorilor, dar un aer ușor relaxat datorită faptului că am ales jeans. Am schimbat și nu i-am pus nimic la gât, tocmai pentru că simțeam că nu se simte în largul lui. Are o statură intimatoare, are o eleganță nativă, el stă foarte drept. E foarte important pentru cine reușește să ne controlăm ținta, vă rog, dar pentru cine reușește și mai ales pentru bărbați, nu și pentru femei e important, dar când reușești să stai drept este minimal. Bine, e important mai mult pentru femei, da, din punctul meu de vedere. Să stea drepte pentru... Ești obișnuit, da, ești obișnuit. Și cu lumea asta, Mihai, că ești un om mai serios, așa, poate și prin prisma meserii. Sincer, nu. E o mandată pentru mine și vreau să mulțumesc Vadim Epuzatul pentru că m-a ajutat și ne-a ajutat în seara aceasta. Și chiar mă simt foarte bine. V-am ajutat să vă găsiți o altă variantă a voastră. Exact. Asta am făcut. Am scos o altă variantă a lor de la Ivan. Ți se pare că te-ai îmbrăcat diferit de felul în care te îmbraci de obicei? Normal. Eu l-am văzut și în formația sport, da, eu mă simt foarte bine în training, dar trebuie să recunosc că și în ținut asta mă simt foarte bine. Vedeți ce schimbare față de Exatlon, când îi vedeați așa doar în pantalon scurt și bine, nu știu de ce am feeling-ul că multe doamne și domnișoare care se uită la noi îi preferau la Exatlon, la Bustu Gol, zic eu, că la cum arată toți, da, dar asta e, trebuie să avem și varianta elegantă. Asta este varianta din această seară, pentru că aici, da, la tine în magazin am văzut și costumații de plajă. Casual, și vom face o altă stafetă, Alex, da? Și veți fi la varianta cealaltă, dorită de doamnele și domnișoarele care s-au uitat la voi în Republica Dominicană, nu-i așa? Bineînțeles. Vis-a-vis de seara asta, știm că dress code sau ținuta, tematica este precious. Eu chiar așa mă simt în momentul ăsta și mulțumesc. Cu drag, e foarte important, totul vine din interiorul nostru. Când te îmbraci într-un fel și te uiți în oglindă și te simți prețios, atunci vei arăta prețios și toată lumea din jurul tău va spune, Doamne, ce bine arată. Deci asta este 50% din succesul menținut, este felul cum te simți în ea. De aceea, de multe ori, ați văzut și voi, stăm, bibilim, aranjăm și întotdeauna caut ceva din personalitatea omului cu care lucrezi, din stilul lui, iau respectivul ingredient, îl adaug la ținută, după care îi dau voie să se dezvolte odată cu, nu știu, mișcarea. Ai văzut că au stat, s-au mișcat, s-au jucat, s-au mișcat. Au fost foarte cuminți, mai ales Iulian, care... Și mai ales că pentru mine nu e prima dată... Rebel, așa, mai ales pentru mine nu e prima dată când mă îmbrac cu ajutorul Adinei și îți mulțumesc aici pe mine. Am făcut o ședință foto la Marius Bărăgan, am făcut o ședință foto la Marius Bărăgan. Și nu am probat doar ținută, ci peste câte au fost? Au fost aproape 100, 80, 70, 100. Cel puțin și gândiți-vă că el nu spusese că n-a făcut niciodată, prietenul lui Sila și era într-o formă de invidiat, el știa să fie, n-avea nicio problemă. Bine, el m-a învățat, stai așa. Ciprian a fost model, da. Republica Dominicană, stai așa. Nu, când am ajuns, bă, nu spui nimic, lasă-o în pace pe Adina, mergem împreună, da, facem, stai așa. N-a ieșit. Da, nu, a fost, dar mi-a plăcut, a fost să știi cât zici tu că e de rebel. S-a confirmat și a fost foarte serios la ședința foto, deci n-a fost totul pac, 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 seriozitate maximă, pentru că să știți, mulți cred că jobul de model este un job ușor. Nu este deloc ușor, este muncă grea, seriozitate, oboseală, pentru că ați stat 12 ore în picioare. Se schimbau, se îmbrăcau iarăși, iar se schimbau, iar se îmbrăcau. Groaznic, foarte bun. Mi-am schimbat foarte mult părerea despre modeling, modele în general, da, și apreciez mult mai mult pentru că e foarte, foarte, adică e complicat să stai să te schimbi de fiecare dată, să te îmbraci, să te îmbraci, să stai, să... Și să te concentrezi și să ai privirea, e practic un fel de actorie în mod diferit folosită, pentru că trebuie să ai o anumită mimică, o anumită stare, dacă e o stare proastă, la un moment dat putem să vă dezvolim, e în premieră, așa, dar da, vă spunem. Da, o spunem. Ok, erau
praf de obosit, eu plecam din țară seara și eram pe o fugă nebună și zic, hai să, și am luat de băut și am servit puțin, nu mult, nu s-a băut mult. Așa, dacă de un shot la fiecare, toată lumea a luat un shot, nu știu cum erau. Bine, pe lângă un shot eu am mai scăpat încă unul sau două, dar ideea e că după m-am mișcat foarte bine, venea totul de la sine, nu mă mai concentram, hainele stăteau fără cute, fără... Ce înseamnă? Și vă spun ce, când nu ne mai e frică, pentru că de ce suntem de fapt stresați noi? Să nu dăm, nu știu cum, să nu arătăm rău, să nu fim penibili. În momentul în care te dezinhib și ești relaxat, arăți minunat. Asta s-a întâmplat și cu ei, în secunda în care au băut un shot și nu mi se mai... Nu mi-a interesat că o să îi vadă nu știu cine era. Minunați. Deci dacă vă uitați, dacă vă uitați pe www.adinabuzatu.ro pe site, veți vedea primele poze, sunt așa mai serios. În următoarele mai bine și în ultimele deja e un party general, adică eram super fani. Eu ne-am distrat și chiar mă simt foarte bine. Și în general când port ținute transpaia din Abuzatu, mă pot mișca foarte bine. Adică, nu știu dacă ai văzut așa. La nunta pe care Betty a avut-o. Da, tocmai noi am fost la nunta la Beatrice, îi urăm din nou. Ai văzut, am putut să fac și backflip, am putut să și dansez, pot să fac orice în ținută asta. Nu puteți să știți ce a făcut Iulian, a făcut și tumbe cu costumul tău, să știi. Da, chiar am făcut. Într-adevăr, am fost provocat. Știi de ce mă bucur? Nu, dar știi ce mă bucur? Că dacă reușești să faci tumbe în costum, înseamnă că e foarte confortabil. Da, pe asta spuneam. Că mă ai pus, da, dar știu că ai pus un story pe Instagram, l-am preluat și eu la mine, unde a spus am, că am și m-am dansat. Simțit, da, norocul meu că am fost, da, gata. Dar eu n-am știut că, nu, într-adevăr, ai făcut tumbe. Dar că n-am avut, n-am fost, da. I-am luat prin surprindere momentul, și au ratat momentul și a doua oară nu-l mai fac. Oricum a fost o mică foarte reușită, Iulian a arătat foarte bine în seara aceea și Alex, care și el a purtat atunci totul costum de la tine, chiar foarte serios, deci eu nu l-am văzut niciodată pe Alex așa de serios cum l-am văzut la nuntă la Beatrice. Serios? Da? Era foarte elegant. Foarte elegant, așa. Dar haideți să vă zic ceva foarte real. De fiecare, până să o cunosc pe Adina, cum o cunosc acum și până să vă cunosc pe voi, îl urmăream pe Alex și urmăream pe Adina și de fiecare dată când era un eveniment din ăsta mai elegant și vedeam cum e îmbrăcat, tot timpul eram invidios că eu nu o să pot arăta niciodată așa și nu datorită atitudinii mele, doar că nu știam cum să asortez hainele și așa mai departe. Și când am văzut aseară că ai mai fost la un eveniment cu Cornelia și când te-am văzut la noaseră, la nunta lui Beatrice, erai la fel cum era, doar că atunci eram, știi, eram, da. Nu era discrepanța atât de mare cum o vedeam eu în capul meu. Nice, mă bucur, da, uite, deci e o egalitate așa între băieții ăștia de aici, mă, și acum sunt foarte diferiți. O să arate foarte bine, o să mă simt foarte bine că o să plec cu toți trei la petrecere. Te așteptăm și pe tine acolo, pentru că știu că vor fi și alți băieți de la Istanbul. Eu mai am două, trei întâlniri cu prieteni, nu știu, asta fac în fiecare zi. Învăț oamenii să-și găsească varianta lor cea mai bună, să-și expună varianta cea mai bună. E o întrebare pe care o pun toți. Hainele îl fac pe omul? Niciodată. Dar îl îndurează, îl pun în evidență, îl arată așa cum e el, în forma cea mai bună. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta, pentru acum, pentru că o să ne întâlnim și puțin mai la Viva, normal, să îmi brac și eu, mă schimb și eu. Bărbații de acolo, chiar dacă nu sunt ale tale, pentru că sunt sigură că mulți vor greși în seara aceasta. Și ne apucăm de bârfă. Au sau n-au stil. Voi mai rămâneți cu noi, dragilor, pentru că sunt și eu live pe Instagram și pe Facebook, pentru că vă mai arăt ceva interesant, niște ținute drăguțe. Pe voi vă las, că știu că trebuie să plecați la... Și în caz că nu știți cum îmbrăcatul, veniți la Dina Buzatu, e tot timpul aici, vă garantez, aici stă. Eu nu știu cum face, dar aici stă. Noi ne întâlnim puțin mai târziu pe August 1 cu alte vedete care vor veni la Viva și mâine, nu ratați o ediție specială, stafeta mistă, mi-așa reșuat una mai lungă. De vreo 2 ore, o să înceapă puțin mai devreme. Cu Iulian Pâtea și Gabi Nedelcu. Așa, avem invitat și Faimoși și Războinici, ultima eliminare la Exatron va veni la noi, bineînțeles, și vor fi și Cristi Dumitrache, așa că dacă aveți întrebări pentru el, puteți să vă veniți din seara aceasta, va veni și Mihai, va fi alături de sportului coleg de Superi. Și va fi și Ciprian mai și alături de noi, știu că are foarte mult susținător și Radu Stande și Războinicul din... Prietenul meu, apropiatul meu din sezonul 1, Radu Frandeș. Da. Ce spuneam, care și el are foarte mult susținător, chiar dacă suntem în sezonul 3. Noi ne vom la revedere deocamdată și ne vedem puțin mai târziu, doar cu mine, cu Alex, îl las să se distreze și mâine ne vedem amândoi, bineînțeles, că nu putem să fim o ștafetă mistă doar cu unul dintre noi. La revedere și vă așteptăm la petrecere!